Bună ziua! Sunt Transa Placan de la Florăria Trias. Bine ați venit în lumea florilor! Vorbim despre palmierul Shamadorea. Acest palmier, ca și alt palmier, totdeauna ne aduce aminte de perioada de vacanță, dorința de a sta la umbra unui palmier, măcar o umbrelă și tot e binevenit. Acești palmieri ne bucură atât prin bogăția lor, cât și prin coloritul foarte frumos, foarte intens. Ritmul de creștere este destul de rapid. E o plantă care îi place din start să fie mutată într-un ghiveci cu o treime, poate 50% mai mare față de ghiveciul inițial. Îi place de asemenea să crească într-o zonă, să se dezvolte într-o zonă umbrită sau plantă de semi-umbră. Poate să viziteze soarele de dimineață, soarele de seară. Îi place apa, ca la majoritatea plantelor. În momentul când simțim suprafața solului uscată, abia atunci, în acel moment, îl udăm abundent, iar apa care ajunge în farfurie sau în vasul în care îl deține, după 2-3 minute o eliminăm. Crește și mai bine, se dezvoltă, se și mulțește foarte rapid dacă și îl ajutăm cu fertilizanți Pocon. Sunt fertilizanți pentru plante cu frunze verzi și fertilizanți care se aplică, e un fertilizant foliar, se aplică pe frunze o dată pe săptămână. O cantitate mică este suficientă, un asemenea flacon ajunge pentru câteva plante o perioadă foarte lungă de timp. Toate acestea le găsiți pe floreriatrias.ro și în magazinele noastre Trias. Vă mulțumesc!